mai multe femei aleg să poarte cu mândrie ei tradiționale, autentice și pline de culoare. Acestea cuceresc inimile și convingerile moldovencelor. Una dintre admiratoarele articolelor cu povești este Olesa Banariuc, rădăcinile căreia sunt pătrunse de valorile și tradițiile familiei în care a crescut. O ei autentică e ceva ce coseau bunicile noastre. Pentru că ele nu erau îmbrăcate după modă, hai să zic așa. Industria textilă nu era atât de dezvoltată. Știm noi că bunicile și străbunicile noastre se îmbrăcau cu pânzeturi țesute în casă, respectiv acele pânzeturi la un moment dat au început a fi înfrumusețate și în felul ăsta o ie autentică este o ie care are anumite tradiții. Pe cât de mult îi place să le poarte, tot cu atâta drag le și confecționează. Pentru ea, procesul de coasere este unic și plin de însemnătate. Am văzut asta acasă, am auzit asta de la mămica, că și bunica mea făcea. Întotdeauna se lucra. Am crescut cu ideea și cu exemplul mamei în față, când ea stătea serile, nopțile și ne cosea nouă rochițe. Bunica era una din croitoresele satului și atunci când ea a murit, oamenii veneau și își luau pânza din sunducul ei, în care ea depozita cu ani comenzile pentru sătencele care își așteptau rândul să fie cusute. Așa că pentru mine a coase era ceva natural, era ceva care trebuia să ajung să o fac. Olesea s-a îndrăgostit de ia tradițională în frage de copilărie, când a găsit printre hainele mamei o ie veche. Acea descoperire urma să devină un vis născut din frumoasa intenție de a păstra valoroasa autenticitate a iei. Atât de tare m-a fascinat că ziceam, trebuie să fac și eu una. A crescut cu ia tradițională în suflet, însă abia mai târziu i-a înțeles cu adevărat taina brodată pe pânză. Pe zi ce trecea, interesul și atenția ei deveneau tot mai mari pentru acest meșteșug. Întotdeauna lucru manual era un hobby în care eu mă regăseam și mă relaxam. Cu timpul am ajuns să mă interesez ce înseamnă o ie, că are și ea regulile ei, că se coase nu cum îți dă prin cap și nu pui ornamentele cum ți le imaginezi tu, dar după anumită logică, pentru că fiecare ornament are simbolul său. Clar că am început a coase cu ceva foarte simplu și elementar, asta a fost deja destul de mulți ani în urmă, dacă stau bine să mă gândesc, era 2012. Pe atunci foarte puțină informație se cunoștea despre cum se coase o ie. Acum este una dintre meșterițele apreciate în țara noastră, datorită iscusinței sale de a realiza ii autentice, artizanale, dar și bluze stilizate. Le face din dragoste și cu multă pasiune. Inspirația vine în mare parte de pe net acum. Dar să știi că pe timpul interbelic au fost câteva albume, au fost câteva doamne care au făcut albume foarte frumoase în care și-au pictat aceste gândiri, hai să zic așa, design, mai la modă, acel design al ei în niște albume, în niște planșe. Ele, apropo, sunt cărți de căpătăi și pentru noi, meșterițele de astăzi. Noi le consultăm destul de des, dar nimeni nu zice că nu poți să fii tu cea care creează un nou simbol, un nou ornament și o nouă ie în final. Fiecare ie, bluză brodată, își are locul și timpul său potrivit. Pentru că o ie autentică o poți purta la un costum tradițional, la o sărbătoare frumoasă. Iar zi de zi, o ie artizanală e foarte benefică să o porți la un blug, la o fustă neagră și iarăși și ele artizanale au frumusețea sa și au locul să fie purtate.
A studiat, a experimentat, până când și-a încrustat talentul cu cele mai temeinice cunoștințe și abilități de confecționare. Mândră de îndeletnicirea pe care o practică, Olesa a fost bucuroasă să împărtășească cu noi rezultatul cele mai noi bijuterii vestimentare lucrate de mâinile ei. Aici avem o lucrare proaspătă, prospicioară, este ultima mea lucrare, o ie autentică, pe care eu am lucrat-o cu mare, mare drag. Dar să știi că pregătirea pentru a o coase a fost destul de îndelungată. Eu am căutat foarte mult timp pânză potrivită ca să o cos și să-mi placă ce iese. Cât timp ai lucrat la această ie? Această ie am lucrat 9 luni. 9 luni ai reușit să o faci? 9 luni cap-coadă, da, 9 luni cap-coadă. Să știi că unele ei, independență de ornament, pot să dureze confecționarea lor și mai mult. Este esențial ca fiecare ie să fie brodată manual, să aibă cusături impecabile, fără noduri pe partea interioară și să fie confecționată din materiale de calitate. Noi folosim materiale țesute în casă sau materiale chiar dacă și din industrie să fie, atunci ele să fie un pic plinuțe, un pic mai, firul să fie mai grosuț, să nu se prevadă, să nu fie așa vaporoase. Pentru că ea e autentică, ea este făcută în timp îndelungat, pentru timp mult înainte. Ea reprezintă cămașa tradițională lăsată moștenire de strămoșii noștri. Ea este o istorie, ne spune o poveste, iar fiecare element cusut pe ea are o simbolistică pe alocuri pierdută în negura timpului și pe care vă invit să o aflați chiar de la protagonista noastră. Cea mai bogată parte a ei este mânicuța. Aici avem altița, aici avem încrețul imediat sub mânicuță, aici avem râurile. Fiecare dintre însele are, au ornamente specifice pe care le putem pune numai la altiță și nici de cum nu trebuie să se regăsească în celelalte părți a ei. Altița este simbolul cerurilor. Aici punem stele, punem sori, punem păsări, punem tot ce avem în partea de sus. Tot pe altiță este un simbol și cerurile, de fapt, sunt simbolurile strămoșilor noștri. Când le spunem copiilor unde au plecat bunicuțele, străbunicuțele noastre, zicem că au plecat la ceruri. Asta este legătura noastră cu cei morți. Aici noi le vedem pe umeri. Aici le purtăm. Sub altiță este simbolul pământului și noi îi zicem încreț. Încrețul, nu în zadar el este numit încreț, de fapt, cândva de mult el avea și o funcție de încrețire. El era cel mai des, aici partea mânicii se lărgește tare mult și atunci străbunelile noastre s-au gândit cum să bage o lărgime atât de mare într-o porțiune așa de mică și îl încrețeau. Acum s-a mai pierdut din funcția asta lui de încrețire, îl facem mai mult decorativ pentru că el are simbolul pământului. Aici noi îl facem de culoarea pământului în toate formele și culorile care poate exista, începând cu negru și terminând cu alb când e acoperit cu zăpadă, așa cum este la mine concret. Dar cel mai des să știi că îl găsești în culoarele spicului de grâu, adică galben, îl găsești în culoarea ocrului, găsești în culoarea bej și tot așa mai departe. Dar despre simboluri, aici întotdeauna avem romburi. Romburi pentru că ele sunt simbolul feminității, simbolul fertilității, simbolul femeii și femeia cea care este dătătoare de viață. Partea inferioară a mânecii este la fel îmbogățită cu râuri aplicate costișat, oblic sau vertical, pentru că râurile sunt cele care curg spre mări și care ne alimentează pământul cu apă. Tot râurile se regăsesc și pe partea pieptului, unde își continuă parcursul prin firele pline de semnificație. Rândurile de pe piept se numesc tot râuri și ele trebuie să fie în mod par amplasate pe piept, adică într-o parte și în alta pieptului. Prelucrăm gura cămășii și aici râurile le punem pe două părți ale acestei guri a cămășii. Dacă e un râu mai mare, așa ca la mine, atunci e unul. Dacă sunt râuri mai înguste, atunci ele pot fi și două și trei.
Adică două, trei aici, două, trei aici. Broderie manuală, cusături impecabile și materiale de calitate. Acestea sunt ingredientele de bază ale iilor pe care le creează meșterița. Cunoaște în detaliu fiecare element. Nimic nu este aplicat la întâmplare. Totul se numără și se face încadrarea perfectă a modelului. Iia mea are aproximativ 7 sau 8 puncte de cusătură diferite. Eu am să-ți numesc vreo două. De exemplu, aici noi avem puncte de cusătură la fir, se numește. El este îmbrodat fir cu fir, fir cu fir. Aici avem lănțujel care este făcut cu fir metalic. Aici noi avem o altă puncte de cusătură. Are și el o denumire, acum îmi scapă. Cum ar fi țeserea unei pânze, așa am țezut eu cu acu, ca să-ți imaginez cum ar fi. Uite de mingănos. Punctele, exact la același fir se brodează. Absolut toate punctele de cusătură se brodează cu firele numărate, știi? Aici avem un alt tip de lănțujel, un pic mai sofisticat decât cel care îl avem aici. Și toate râurile sunt făcute cu puncturi ocolite, unde tu trebuie să mergi și înainte și înapoi, în zadar să numesc ocolite. Cât de greu sau ușor este ceea ce faci? Hai să zic că nu este ușor. Dar dacă o faci cu dragoste, cu plăcere și cu dedicație, atunci lucrul ăsta îți părește, lucrul îți place și lucrul ăsta minunează ochii. Până a ne mândri cu aceste straie deosebite, materialul este trecut printr-un proces extrem de migalos, alcătuit din încercări mai mult sau mai puțin reușite. Fiecare ie începe cu probă, pentru că foarte mult contează ce ornament alegem de punem pe ie, ce culori îi întrebuiențăm, care sunt punctele de cusătură, care sunt pașii, facem pasul la punctul de cusătură la un fir sau facem la două fire, luăm culoare verde, ori luăm culoarea galbenă, ori combinăm cu roșu, ori combinăm cu ocru și tot așa mai departe. Toate astea se arată și se văd doar în probe. Aici avem o probă la o viitoare ie de Bucovina. Aici am probat culorile, am probat ornamentul, punctul de cusătură și respectiv cel mai interesant, cum joacă culorile într-un ornament. Să știi că același ornament cusut în diferite culori se arată și se privește altfel. Altfel, parcă sunt două lucruri diferite. Se implică cu trup și suflet în crearea, dezvoltarea și promovarea acestui meșteșug frumos. Iubește ceea ce face, iar răbdarea ei pare a fi nemărginită atunci când pornește un nou fir al creației pe pânză. După cum vezi, lucruri migăloase, lucruri care ți ia timp, aceleași probe uneori ți iau mult mai mult timp decât sau documentarea pentru un nou proiect, să zic așa, ți ia mult mai mult timp decât chiar coasele ei propriu-zise. Atunci când creez, mă simt foarte bine, mă simt relaxată și mă strădui să fiu și bine dispusă. Pentru că știm că orice lucru bine făcut și cu o dispoziție foarte bună duce o energetică frumoasă. Și lucrul care iese în urma mea trebuie să fie plin cu energie pozitivă și cu gânduri bune. Ia tradițională este o moștenire pe care avem datoria să o transmitem copiilor și nepoților noștri. Este piesă de artă ce poartă cu ea povestea motivelor tradiționale cusute cu grijă și atenție de către oameni talentați. Olesea este un exemplu ce demonstrează că vechile îndeletniciri și tradițiile pot continua prin noi.